Bună, bună, bună. Înțeleg că ne auzim cu vești bune, așa cum am văzut pe rețeaua de socializare și ne bucurăm tare mult. Povestește-ne, cum s-a întâmplat? Da, ne-am găsit cu vești bune. Uite, Facebook-ul ăsta face uneori lucruri minunate. Și ieri mama l-a pierdut pe papi, a sărit printr-o gaură de la gard și de obicei se întorcea înapoi, ieri nu s-a mai întors, mama a încercat să-l caute, nu l-a găsit și pe seară m-a sunat să-mi spună că nu-l găsește și că mă roagă să fac un anunț pe Facebook. Am făcut un anunț pe Facebook și azi dimineață când m-am trezit am găsit foarte, foarte, foarte multe mesaje de la oameni care mi-au scris și ei au găsit anunțul făcut de cineva care îl găsise pe papi. Și am luat legătura cu persoana respectivă, mi-a spus unde se află papi și m-am dus și l-am recuperat. Te-a furat și nevătămată, așa cum îl văzuse ultima dată. A avut foarte mare noroc pentru că l-a găsit această fată, Alice, și vreau să-i mulțumesc. Și l-a dus în curtea unui institut care se află foarte aproape de unde stă mama, unde mai avea și ea un câine de care are grijă. Și acolo norocul lui papi a fost că directorul institutului, un domn profesor venerabil care are, cred, vreo 90 de ani, l-a luat pe papi înăuntru și astfel încât el n-a stat în frig până astăzi. Mâncase deja, era bine și domnul profesor mi l-a dat cu mare drag înapoi. L-am dus la mama, i-am făcut o baie că era plin de noroi și acum e bine, mersi, acasă, în liniște. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au agitat ca să mă ajute și uite că totul s-a terminat cu bine. Așa este, Oana, și cu siguranță doar iubitorii de animale te pot înțelege, atât pe tine cât și pe mama ta. Și știu că erai foarte îngrijorată. Da, ea, practic, îți dai seama, tati este singurul ei companion și suferea foarte tare că l-a pierdut, îți dai seama. Nu avea nici poze foarte clare. Nu aveam nici poze, că mami nu prea știe să facă poze, dar i-am făcut eu astăzi câteva poze și le-am și postat. Dar totul a fost bine că fata care l-a găsit a pus anunțul pe Facebook, a spus zona în care l-a găsit și cei care au văzut mi-au transmis postarea ei și uite așa am reușit să-l găsim. Oana, ne bucurăm tare mult pentru tine. Iată că decembrie și în preajma Crăciunului se întâmplă minuni. Mulțumim tare mult și ne bucurăm. Mulțumim mult de tot. O zi frumoasă să ai. Și vă pup cu drag.